Radu Rosetti, din copilărie, amintiri. A nu se confunda Radu Rosetti cu fisul, care îl chema tot Radu Rosetti, dar a rămas ca Radu R. Rosetti și care a fost mai cunoscut fiind membru al Academiei și general, un general român care a murit în închisorile comuniste. Ok, Radu Rosetti, un boier din Moldova, dintr-o veche familie boierească, practic bunicul său, tatăl mamei, este un fost domnitor în Moldova, Ghica. Foarte interesant. Născut în 1853, el, cel puțin așa susține în memoriile sale, ține minte deja de când avea 3 ani, deci din 1856, cam de atunci încep și memoriile. Și partea asta de memorii se referă mai ales la momentul unirii și la momentul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Și este foarte interesant, pe lângă modul în care descrie viața în satele moldovene, la curtea boierească din Moldova, în care trăia el, în Iași, călătoria în Elveția, parcă în Elveția a fost, da, în Elveția, în Italia, nu, în Viena și în Italia. Parcă trecuse și mine în Elveția? Îmi confund. Am citit-o acum un an de zile. În Viena și în Italia. Pe lângă chestiile astea, este foarte interesant cum prezintă lucrurile, mai ales în momentul alegerilor Alexandru Ioan Cuza și a Unirii, din perspectiva partidei boierești din Moldova. Fiind părinții lui fiind foarte importanți, da, în zona asta de... în zona asta socială, e foarte interesant cum a reținut el, copil fiind, discuțiile din jur. Spunea că se discuta deja numai despre unire, se discutau tot felul de variante, cum să se facă, cum... adică noi am învățat la istorie că a fost destul de simplu la un moment dat, da? S-a luat decizia în Moldova, la Iași, să fie numit Alexandru Ioan Cuza și după aceea la București au fost convinși să-l numească tot pe Alexandru Ioan Cuza și s-a ajuns la unirea în persoana domnitorului. Ei, lucrurile, bineînțeles, că au fost mult mai complexe și, practic, Radu Rosetti este un martor ocular al evenimentelor. Povestește despre cum caimacanul Balș spera el să fie numit, domn și cum avea în spate Rusia, mi se pare, știi? Și era ajutat de aceasta să dea bacșiș prin jur, să corupă mai mulți oficiali și totuși n-a reușit. Și este interesant și după aceea și perioada domniei lui Cuza, care n-a fost văzută chiar foarte bine de către boieri, mai ales din perspectiva reformei agrare pe care el o a împins-o și a ajuns să fie destul de urât domnul. Din momentul în care la început era iubit și a beneficiat de o relație foarte pozitivă, da, cu clasa conducătoare din Moldova, după aceea și pe faptul că a mutat capitala la București și pe faptul că a impus reforma agrară, a dus să fie privit așa foarte nasol. Seamănă într-un fel foarte mult cu Traian Băsescu, într-un fel, cam istoria lui, cum a venit așa pe un val pozitiv, cum a făcut niște reforme, cel puțin în justiție, da? Și a ajuns să fie privit foarte negativ de o mare parte a populației. Interesant, interesant și numai din perspectiva să citiți memoriile Radu Rosetti. Dacă vă place, vă recomand de Constantin Cegiurescu, Viața și opera lui Cuza Vodă.